După modelul Italiei și România va impune băncilor taxe noi pentru a aduce mai mulți bani la buget. Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor. Este vorba de o taxă de 1% pe cifra de afaceri, pe lângă impozitul pe profit, măsură care ar aduce 2 miliarde de lei statului. Pentru că deficitul bugetar este totuși uriaș, premierul vrea ca bugetarii cu salarii de peste 8.000 de lei să nu mai primească vouchere de vacanță, iar restul vor plăti contribuția la sănătate pentru ele. Pe de altă parte, guvernul caută resurse pentru creșterea salariului minim chiar de anul acesta. Inspirat de guvernul italian, care a aprobat o taxă de 40% pe profiturile excepționale ale băncilor, ministrul Finanțelor anunță că și România se pregătește să ia măsuri în acest sector. Poate să fie taxă adițională, adică plătește impozitul pe profit și 1% din cifra de afaceri. Cât s-ar strânge din această măsură, domnule ministru? Peste 2 miliarde de lei. Anul acesta sau 2024? Anul 2024. Doar că o asemenea taxă, care s-ar aplica de altfel tuturor firmelor cu afaceri de peste 50 de milioane de euro, ar fi o dublă impozitare, care se va vedea în costurile suportate de clienți, spun finanțiștii. În primele ore de la acest anunț, acțiunile băncilor listate la Bursa de Valori au scăzut cu până la 4%. În momentul în care se pune un impozit pe cifra de afaceri, practic asta este un TVA pe steroizi. Cresc prețurile cu acel impozit. De exemplu, în supermarket vor costa toate produsele cu cel puțin 1% mai mult. Marea parte a cheltuielilor asociate cu reducerea deficitului bugetar va fi plătită de economia privată și în special de consumatori. Orice taxă va fi transferată în prețurile către consumatori. Reprezentanții băncilor nu au oferit până la această oră o reacție cu privire la taxa anunțată de ministrul Finanțelor. Pe de altă parte, câștigurile din titlurile de stat, cele prin care se împrumută guvernul inclusiv de la populație, ar urma să fie impozitate cu 10%. Deși spune că nu poate fi vorba despre măsuri de austeritate, premierul anunță că dorește tăierea voucherelor de vacanță pentru o parte dintre bugetari. Unii care au totuși salarii foarte mari din punctul meu de vedere în sistemul bugetar nu poate să beneficieze și de vouchere de vacanță, la fel ca și cei aproape 1.600.000 de români care au salariu minim pe economie. Propunerea este de peste venituri de 8.000 net. O să crească salariile și nu e nicio austeritate. Declarația vine după ce în coaliție s-a discutat ca odată cu intrarea în vigoare a pachetului de măsuri fiscale, salariul minim să crească de la 3.000 de lei în prezent la 3.300 de lei. Câștigul mediu net ar fi de 83 de lei. Și pentru cei care vor primi în continuare vouchere de vacanță sunt schimbări. Valoarea lor va crește la 1.600 de lei, dar beneficiarii vor plăti contribuția la sănătate pe ele. Așadar, majorarea nu va fi resimțită. În privința firmelor mici și mijlocii, majoritare în economia noastră, pragul de 500.000 de euro va fi menținut, spune ministrul Finanțelor. Vor plăti impozit de 1%, un număr de 220.000 de micro-întreprinderi care au venituri de până la 60.000 de euro. Cele care se află între 60.000 și 500.000 de euro vor achita 3%, iar aici vorbim despre 170.000 de afaceri. Calculele se complică însă pentru cei care au rentabilitate mare. Astfel, o firmă ar urma să plătească un impozit de 16% pe profit, dacă are venituri de peste 60.000 de euro și o rentabilitate de peste 30%. O altă idee discutată în coaliție a fost taxarea cu 10% a tranzacțiilor imobiliare, dar nu ar fi fost aprobată. Liderii PNL și PSD vor să decidă forma finală a măsurilor săptămâna aceasta.